Ioan, capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorului, au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui Lazar, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în urmă. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știm că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la Iisus. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-ați spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora morcului, a zis, Doamne, miroase greu, căci este mor de 4 zile. Iisus a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? A luat deci piatra din locul unde zicea mormântul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe,
a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Amin. Doamne, cuvintele Tale sunt viață pentru noi. Prezența Ta pentru noi este viață. Și pentru că ești prezent în locul acesta, te rog, dă-ne viața Ta tuturor. Prin Duhul Sfânt, fă miracolul acesta în viețile noastre. Avem nevoie de cuvântul Tău, avem nevoie de cuvântul Tău, avem nevoie cuvântul Tău să pătrungă adânc în inima noastră. Avem nevoie de prezența Ta dinamică și activă în locul acesta și în viața noastră. Arată-ți slava, Doamne! Arată-ți slava, ca noi să credem în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și prin Duhul Sfânt, te rog. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru această dimineață este unul pe care atunci când l-am înțeles, pentru că mi l-a dat Dumnezeu, a rămas unic. Aș vrea în această dimineață să învățăm câteva lucruri despre întârzierile divine. Despre întârzierile lui Iisus Hristos. Unul dintre lucrurile care mi-a tras atenția în textul ăsta lung pe care l-am citit este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a auzit ce face Iisus. A mai întârziat încă două zile în locul în care era. Când a auzit Iisus că Lazar, prietenul lui, este bolnav, a mai zăbovit. Adică a mai întârziat încă două zile. Și când am ajuns bine, am mai citit textul ăsta, probabil că de câteva zeci sau poate chiar de sute de ori, însă niciodată, până acum, n-am sesizat adevărul din versetul 6. Și a fost așa ca o descoperire pentru mine, ca un cuvânt de revelație din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului lui Dumnezeu. Și am înțeles că Domnul, din când în când, întârzie în a ne răspunde nevoilor și rugăciunilor noastre. Și așa, în următoarele câteva minute, să înțelegem de ce Domnul din când în când zăbovește? De ce Domnul din când în când întârzie? Domnul Iisus Hristos, după știința mea, pe paginile Sfintelor Scripturi, a întârziat de două ori. Prima dată în Ioan capitolul 11, când întârzie să ajungă în Betania și să îl vindece pe Lazar. Și de două ori Domnul Iisus Hristos a fost acuzat. Odată, prima dată a fost acuzat de Maria, mă rog, prima dată a fost acuzat de Marta și de Maria, că a întârziat. Însă să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos este încă o dată acuzat că întârzie de întreaga planetă. În 2 Petru, la capitolul 3, versetul 9, există un text uimitor pe care îl cunoaște majoritatea dintre noi. Și în 2 Petru, la capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și trebuie să citesc câteva versete. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în vremurile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice și vor întreba batjocoritorii. Auziți? Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii.
Căci din adin se fac ei că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele în eca de apă, iar cerurile și pământul de acum, atenție, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți, dar prea iubiților. Să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Amin. Amin. Și acum atenție mai mare. Versetul 9, vă rog să vi-l subliniați. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin. Amin. Despre întârzierile Domnului aș vrea să învățăm câteva adevăruri în această dimineață sau, dacă vreți, despre întârzierile divine. Un alt lucru care m-a uimit și mi-a atras atenția foarte serios este că Domnul Iisus Hristos tot ceea ce a făcut, a făcut după un program divin, clar și fix. Cu toate acestea, Biblia ne spune în Ioan, capitolul 11, versetul 6, că Domnul Iisus a mai zăbovit, adică a mai stat, a mai întârziat câteva zile în loc să se ducă la Lazar și să-l vindece. Deși Domnul Iisus Hristos a trăit și cred eu că trăiește după un program fix, clar și divin, cu toate acestea, Biblia, în textele acestea două pe care le-am citit, ne prezintă, și în mod deosebit în Ioan 11, ne prezintă ziua în care Iisus a întârziat. Ziua în care Iisus a zăbovit. Ne prezintă ziua în care, altfel spus, Iisus nu s-a grăbit, ci a întârziat. Adică, mi se pare nouă că a pierdut vremea. Să vă dau o veste bună. Iisus Hristos nu pierde niciodată timpul. El a făcut timpul. Iisus Hristos n-are cum să irosească timpul, pentru că El este Cel ce a decretat ca timpul să intre în existență și exact adevărul acela și miracolul acela s-a petrecut, glorie lui Iisus Hristos. Însă cu toate acestea, Biblia ne vorbește despre întârzieri divine și Ioan 11:6 ne prezintă ziua în care Domnul Iisus Hristos a întârziat. Și acum încep și vă spun așa. Asta a fost doar părerea oamenilor. Iisus Hristos nu întârzie. Asta a fost doar părerea oamenilor că Iisus a întârziat. Dar totuși, Domnul Iisus Hristos n-a întârziat. Vedeți, din punct de vedere uman, când ne uităm la realitățile din jurul nostru, mi se pare că multe lucruri care se petrec în jurul nostru sunt lipsite de logică. Din punct de vedere uman, când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Norvegia, ce s-a întâmplat în America, că și acolo altul o omoră vreo 13 oameni tot zilele astea, mi se pare că totul este lipsit de sens, totul este haotic. Când ne uităm în jurul nostru la economia mondială, mi se pare că este haotică, mi se pare că este cineva a pierdut controlul. Și începem să ne rugăm, și ne rugăm, și ne rugăm, și ne rugăm, și bine facem. Și Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Dar să fiți atenți, fraților. Uneori, și din când în când, dacă vreți, ni se pare că Dumnezeu întârzie. Ni se pare că Divinul zăbovește. Să vă dau o veste foarte bună. Domnul Iisus Hristos, când întârzie din punctul de vedere al oamenilor, întotdeauna întârzie cu un scop anume. Amin. Unii ori mi se pare că totul este lipsit de logică în jurul nostru. Mi se pare că totul este haotic. Mi se pare că cineva acolo sus sau jos a pierdut controlul. Asta este doar părerea oamenilor. În realitate, adevărurile sunt cu totul altele. Ucenicilor li s-a părut că Iisus Hristos a întârziat. Martei și Mariei i s-a părut că Iisus Hristos a întârziat și a spus, Doamne, dacă ai fi venit la timp, dacă ai fi venit la timp, n-ar fi murit fratele meu.
Doamne, tu n-ai ceas. Și probabil că Domnul Iisus n-avea din ăsta. N-avea din ăla. Că El a făcut timpul. Slavă lui Iisus Hristos. Ce-mi place de Domnul Iisus. E cel mai tare. Și mi-a plăcut ce a zis Hans. Dumnezeu câștigă. Amin. Și să știți că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Chiar dacă mi se pare că este haos, Dumnezeu are ultimul cuvânt, glorie Domnului. Amin. Chiar dacă Matei și Maria li se părea că este haos, Iisus Hristos are ultimul cuvânt în viața tuturor, slăvit să fie numele. Amin. Să auziți, aparentele întârzieri ale lui Iisus Hristos, de fapt, sunt programări divine. Aparentele întârzieri ale divinității. Aparentele întârzieri ale lui Dumnezeu sunt, de fapt, programări divine. Când Iisus Hristos întârzie, întotdeauna este acuzat. Și aici a fost acuzat de Marta și de Maria și a spus, Doamne, dacă n-ai fi întârziat, n-ar fi murit fratele nostru. Trăim în vremurile moderne în care noi ființăm și existăm, lumea îl acuză din nou pe Iisus Hristos. Și în 2 Petru, capitolul 3, știți, de pe vremea aceea, până pe vremea aceasta, oamenii încă îl acuză pe Iisus Hristos că întârzie. Însă, în dreptul, în așa ziselor, întârzieri ale lui Iisus Hristos, să nu ne mirăm. Deseori, Domnul Iisus Hristos este înțeles foarte greșit. Deseori Iisus Hristos este neînțeles. Deseori noi, ca și ucenicii al Lui, îl judecăm pe Domnul Iisus Hristos. Însă să vă dau iarăși o veste bună, ca să este ziua veșilor bune. Ceea ce pentru noi n-are logică umană, pentru Dumnezeu are logică divină. S-ar putea pentru noi să nu existe nicio logică. De ce se întâmplă aia? De ce se întâmplă aia? De ce s-a întâmplat aia cu tata? De ce s-a întâmplat aia cu mama? De ce au divorțat părinții mei? De ce este accidentul acela? De ce a intrat de la în comă? De ce a murit de la? Și s-ar putea să nu aibă nici o logică umană. Dar vă dau o veste bună. Există logică divină în tot ce se petrece. De ce a întârziat Iisus Hristos? Nu în lume. Ca să învețe pe ucenici empiric, vizual și experimental adevărul despre El, despre Sine. Care? Că El, Iisus Hristos, este învierea și viața. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos și-a permis să întârzie ca să le dea ucenicilor Lui o lecție empirică, o lecție vizuală și experimentală și să înveți un adevăr cosmic. Să înveți un adevăr universal că El este învierea și viața. A vrut să învețe pe ucenici că în persoana Lui este învierea și viața, că El reprezintă învierea și viața, că identitatea Lui, în identitatea Lui este toată dumnezeirea și este învierea și viața gloriei Lui Dumnezeu. Să vă spun ceva. Și vreau să nu uitați. Vreau să nu uitați asta niciodată. Domnul Iisus Hristos n-a spus, eu voi fi învierea. Ați auzit ce spune Domnul? Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt învierea și viața. Repet încă o dată, Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Iisus Hristos n-a spus, eu voi fi în mijlocul vostru. Iisus Hristos n-a spus, eu voi fi cu voi, ci Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt în mijlocul vostru și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor, gloria lui Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul nostru. El este un Dumnezeu al prezentului. Iisus Hristos spune, eu sunt învierea și viața, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Unul dintre motivele pentru care eu m-am pocăit și m-am făcut creștin este că îmi place ca Dumnezeul meu să fie învierea și viața. Îmi place să știu că Dumnezeul meu este în mijlocul acestei biserici. Îmi place să știu că Dumnezeul meu nu va
va fi, poate, ci Dumnezeul meu este cu mine în fiecare zi. Și la serviciu și dimineața și seara, El este cu mine. Dar fii atent, când este cu tine, nu mai poți face ce vrei. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. De ce întârzie Iisus Hristos? Ca să le învețe și să ia vrut să-i învețe pe ucenicii de atunci și pe ucenicii de acum că El este învierea și viața. El este învierea și viața. Slăvit să fie Domnul. Numărul 2. De ce întârzie Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos atunci când întârzie și vă rog să nu uitați adevărul ăsta este sublim și când mi l-a descoperit Dumnezeu abia m-a așteptat să vină ziua de duminică. Serios. Abia m-a așteptat să vin și să veniți. Nici nu l-am lăsat pe Cătălin să plece în dimineața asta. Am zis, Cătălin, pleci într-o masă. Bine, asta așa este în paranteză. Am spus, am ceva de la Domnul pentru Biserica Stânca. Când Domnul întârzie, fiți atenți. El vrea să facă o minune mai mare decât noi ne așteptăm. Știți care era logica? Știți care era logica Martei și Mariei? Lazar e bolnav, să vină și să-l învieze. Era o logică mediocră. Adică, era ceva normal. Vă să fiți atenți. Pe Domnul Iisus nu-L interesează să facă lucruri naturale. Pe Iisus Hristos să-L interesează să facă lucruri supranaturale. Amin. Păi vreau să vă întreb și vă pun o întrebare de logică dumnezeiască, de logică spirituală, de psihologie spirituală. Ăștia, alea două fete, femei, Marta și Maria, păi ele se așteptau la o vindecare. Ele se așteptau la o vindecare. Și Domnul Iisus întârzie, dar întârzie cu scop. Pentru că Domnul Iisus nu vrea să facă doar vindecare, era floare la ureche. Domnul Iisus Hristos vrea să facă o înviere. Și asta vrea să facă Iisus Hristos în viața noastră tuturor. Categoric, Domnul Iisus Hristos vrea să facă vindecare, dar El vrea să facă mult mai mult. El vrea să dea înviere lucrurilor moarte din tine. El vrea să le dea viața. Pentru că doar Iisus Hristos este învierea și viața, slăvit să fie numele. Știi? Atunci când Domnul Iisus Hristos întârzie, El vrea să facă un miracol mult mai mare decât te aștepți. Noi ne rugăm. Doamne, fă asta. Și Domnul întârzie. În ghilimele. Știți de ce întârzie? Pentru că vrea să facă un miracol nemai văzut. Vrea să facă un miracol nebănuit. Vrea să facă în viața ta și în viața mea atunci când îl chem. Atunci când îl chem, El vine. Este adevărat că nu vine așa cum eu m-aș aștepta să vină. Dar fii atent, El în final vine și când vine și când întârzie, nu te teme. Nu intra în depresie, ci intră în impresie, pentru că atunci când Iisus Hristos întârzie, El întârzie cu scop, pentru că vrea să-și arate o slavă mai mare în viața ta și vrea să facă un miracol mai mare, slăvit să fie Domnul. Așa că, domnilor, dacă Dumnezeu a întârziat până acum în viața noastră, nu vă temeți. Dacă l-ai chemat pe Iisus Hristos și ești pocăit, dacă ești pocăit și l-ai chemat și ești pocăit, adică dacă ești pocăit cu adevărat, nu fără jale și doar ești botezat. Dacă ești pocăit, fii atent, și l-ai chemat pe Iisus Hristos, va veni. Amin. Și chiar dacă se pare că acum nu se răspunde rugăciunilor tale, fii atent, Iisus Hristos întârzie. Uneori, din punctul de vedere al omului, însă Domnul Iisus întotdeauna lucrează după un orar, program divin, stabilit de Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Însă fii atent. Întârzierile lui Iisus Hristos întotdeauna sunt providențe divine. Întârzierile lui Iisus Hristos sunt providențe divine. Știți? Domnul Iisus Hristos întârzie la Lazar. Și Domnul Iisus Hristos mai are încă o întârziere de care oamenii îl acuză în aceste zile. Domnul Iisus Hristos a întârziat la Lazar. Și Domnul Iisus Hristos întârzie să vină a doua oară, după cum a promis. Și acum, mergem un pic la 2 Petru, înainte de încheiere. În 2 Petru, capitolul 3, în versetele 4 și 9, în textul acesta pe care deja l-am citit, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos întârzie să vină.
V-ați pus vreodată întrebarea, frați și surori și domnilor și domnilor, de ce întârzie Iisus? Și aici o să rămânem de ce întârzie Iisus Hristos să vină a doua oară acum pe norii ceruri. De ce își amână Iisus Hristos venirea? De ce își amână Iisus Hristos venirea? Știți de ce? Numărul 1. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Atenție. Ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin. Mi se pare foarte ciudat versetul ăsta și în același timp răspunde la o sumedenie de întrebări. Bace ocolitorii și necredincioși și spun, unde este, bă, făgăduința venirii lui? Voi nu vedeți, bă, că trăiți în minciună și în înșelătorie și v-am mințit, bă, că de vreo 2000 de ani v-a promis că vine și uite că nu mai vine. Voi nu vedeți că credeți o nălucă, credeți o chimere, credeți o stafie, voi credeți în vânt, mă. Și astea sunt bajocurile cu care ne confruntăm în aceste zile. Noi suntem un popor, Biserica lui Dumnezeu, însă îl așteaptă pe Iisus Hristos să vină. Și când cei din afară văd că noi îl așteptăm pe Iisus și predicăm despre venirea lui Iisus, se uită la noi și spun așa, toți să fiți. De cum adică, mai? De 2000 de ani nu se întâmplă nimic. Și ce spune Apostolul Pavel, și asta pentru mine este iarăși foarte serios, fiecare generație, într-un mod categoric, fiecare generație de creștini pocăiți a spus că în generația lor vine Iisus Hristos. Apostolul Pavel, marele Apostol Pavel, când scria despre venirea lui Iisus, aștepta ca Iisus Hristos să vină atunci. În vremea lui, în generația lui. Și n-a venit. Deci Apostolul Pavel zice, noi care vom fi aici la venirea lui, știi? Inclusiv Apostolul Pavel îl aștepta pe Iisus Hristos să vină atunci, în cursul vieții lui, și n-a venit. Și este normal să ne punem întrebarea, de ce întârzie Iisus Hristos să vină a doua oară? De ce? Pentru câteva scopuri, v-am spus primul, ne dă timp de pocăință maximă. Iisus Hristos își întârzie venirea pentru că ne dă timp ca noi, pocăiții, să ne pocăim. Pentru că trebuie să vă spun o chestiune, fraților. Atenție! Sunt unii între noi membri în biserica asta. Poate că în momentul acesta mă asculți pe internet și de asta mă uit în ochii tăi. Care doar s-au botezat, dar nu s-au pocăit. Pentru că această epistolă este scrisă bisericii. 1 și 2 Petru este scrisă de Petru prin Duhul Sfânt bisericii. Și auziți ce spune Petru în 3:9? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Și are o îndelungă răbdare. Fiți atenți. Petru nu spune are o îndelungă răbdare pentru ei. Și Duhul lui Dumnezeu prin Petru spune Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi. Pentru voi, nu pentru ei. Adică, Dumnezeu, Domnul, are o îndelungă răbdare pentru noi, ceea ce facem parte din biserică. De ce are o îndelungă răbdare pentru noi? Ca să, fraților, să ne pocăim maxim. Sau ca să ne pocăim cu adevărat. Că unii doar ne-am vrăjit, doar unii doar am leșinat, doar ne-am botezat, doar am intrat uscat și am ieșit uzi din apă și nu s-a întâmplat nimic, dar nu ne-am pocăit. Nu-i de mirare că tatăl meu, când îmi spunea la un moment dat mie, când eu mi-am luat permis de șofer și, mă rog, după aceea m-am și botezat, a zis, Dane, vrei să te pocăiești? Da, tata. Deci, fii atent. Dacă vrei să te pocăiești și mașina ta, trebuie să știi de te pocăi. Alo? Amin. Auzi, Andy? Și mașina ta. Auzi, Iorun, și mașina ta. Auzi, Cătăline, și mașina ta. Auzi, Ruben, și mașina ta. Prin credință, zi, amin. Că n-are mașină, da. Uite, Domnul i-a dat și mașina. Știți că s-a întâmplat un lucru frumos cu ei, cu Păunovici ăștia. Ne-au rugat ca Dumnezeu să-i dea Mirabelei servicii și după câteva zile i-a dat servicii. Am dreptate? Aleluia, e la servici acum. Acum e atâta servici, a dat că trebuie să ne rugăm, Doamne, mai redu din servici. Doamne, prea mult că-i dat acum. Da? Și acum Domnul îi dă și mașină. A venit profeția.
Fraților, știți de ce întârzie Iisus Hristos să vină? Ca pocăiții să se pocăiască. Pocăiții să se pocăiască. Baptiștii și pentecostalii să se pocăiască. Din cauza asta, ăsta este primul motiv pentru care întârzie Iisus Hristos să vină, când vorbim acum despre întârzieri divine. El întârzie Iisus Hristos cu scop nobil ca tot mai mulți oameni să se poată pocăi, să fie mântuiți. Amin. Numărul 1, Domnul Iisus întârzie de dragul meu și de dragul tău. Numărul 2, Iisus Hristos întârzie ca tot mai mulți oameni. La sfârșitul acestui an vom fi vreo 7 miliarde de locuitori. Aia nu-i puțin. Domnul n-a întârziat până acum să se poată pocăi copiii pocăiților. Domnul a întârziat până acum să se poată pocăi copiii pocăiților care încă nu sunt pocăiți. Domnul a întârziat ca să se poată pocăi cât mai mulți din cartierul ăsta și Domnul a întârziat ca să noi să putem face evangelizare și cu următoarea echipă de olandezi și cu noi, când suntem doar noi de noi românii, să facem evangelizare și cât mai mulți oameni să audă Evanghelia prin Biserica Stânca. Doamne, ajută-ne la aceasta! Din cauza aceasta întârzie Iisus. Adică ni se pare că întârzie Iisus. Și știți încă un motiv pentru care întârzie Domnul Iisus? Pentru că este îndelung răbdător. Este un alt motiv pentru care Domnul n-a venit încă. Pentru că este îndelung răbdător. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul este îndelung răbdător, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin. Amin. Are de lungă răbdare și din cauza aceasta Dumnezeu nu s-a grăbit să-și trimită Fiul pe norii cerului, să-și ducă biserica și să-și judece. Tocmai pentru că este un Dumnezeu plin de har. Ca și în cazul lui Lazar, Iisus Hristos și acum își amână venirea. Vă pun o întrebare serioasă. Nu răspundeți cu voce tare. Auzi, ai vrea să vină acum Iisus Hristos? Nu răspunde cu voce tare. De ce pun întrebarea asta acum? Știți ce? Care este implicația acestei întrebări? Este următoarea. Ești pregătit acum să te întâlnești cu El? Cu ceea ce este în mintea ta, cu ceea ce este în viața ta, cu ceea ce este în inima ta, cu ceea ce ai făcut ieri, cu ceea ce ai făcut azi noapte, cu ceea ce ai făcut în dimineața asta, cu ceea ce ai făcut săptămâna trecută, ești pregătit să te întâlnești cu Iisus Hristos? Dacă ar veni, ai vrea să vină Iisus Hristos acum sau să vină după masă? Știi? Sau să vină peste o săptămână, sau să vină peste o lună, să îmi rezolv eu, să mă mai pocăiesc un pic, să mă botez, să mă pun pe cărarea Lui, să intru în părtășie cu El. Domnul întârzie să vină. Și de ce n-a venit încă Iisus Hristos? Din cauza ta. Că nu te-ai pocăit, că nu te-ai sfințit, că nu te-ai botezat. Să spun ceva în încheiere. De peste 2000 de ani, oamenii creștini adevărați îl așteaptă pe Iisus Hristos în fiecare generație să vină și Domnul n-a venit. Unii începem să obosim. Adică, unde este promisiunea venirii Lui? De ce nu se întâmplă? Unii vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt așa cum erau de la începutul zidirii. Fiți atenți, de peste 2000 de ani, pocăinții l-așteaptă pe Iisus să vină. De peste 2000 de ani, Biblia a scris, sau de 2000 de ani Biblia a scris prin Petru cuvântul acesta în 3:9. Fii atent, însă unii începem să obosim, alții și-au pierdut credința și nădejdea. Acum, noi toți suntem ființe raționale și moderne. Aici, în această dimineață, în Biserica Stânca. Cum vi se pare? Apostolul Pavel a spus, eu l-aștept să vin în generația mea. Și totuși n-a venit. Oare a greșit Pavel? Nu răspundeți cu voce tare. Să nu intrăm pe alte căi care sunt periculoase. Să vă spun acum ce cred eu. Din punct de vedere rațional,
din punct de vedere rațional, când mă uit în jurul meu, mintea, știți ce încearcă să... Știți cum atacă ispita pe mine din punct de vedere rațional? Când e vorba de venirea a doua lui Iisus Hristos. Păi, Pavel l-a așteptat pe Iisus să vină. Tata meu, vorbesc acum doar de tata meu, care e cu Domnul Iisus acum, a predicat venirea lui Iisus Hristos. Marcu Nichifor a predicat oriunde, ăsta a fost un baptist cunoscut moldovean, bun predicator, o ciudățenie și jumătate de om, simpatic. Oriunde se ducea, predica numai de venirea lui Iisus Hristos a doua. Și l-a așteptat să vină. Tata meu, Mircu Bucar, l-a așteptat să vină. Mama mea l-a așteptat să vină și n-a venit. Și am auzit multe predici despre venirea lui Iisus Hristos, că Iisus Hristos ar putea să vină la noapte și n-a venit. Oare va mai veni? Știți ce întreabă Domnul Iisus la un moment dat? Când va veni Fiul Omului, va mai găsi El credință? Oare va mai... Când va veni Fiul Omului, oare va mai găsi El credință pe pământ? Știți ce am început să sesizez? Că tot mai puțin oameni cred cuvintele lui Dumnezeu. Și știți de ce tot mai puțin oameni cred cuvintele lui Dumnezeu? Pentru că cuvintele lui Dumnezeu sfidează, parcă depășesc rațiunea și spun, Domnule, este ilogic ceea ce se zice în Scriptură. Este ilogic ceea ce mi se scrie vouă. Este ilogic. Cum adică să vină Iisus Hristos? Păi dacă n-a venit atunci când a zis Pavel, păi cum să vină după 2000 de ani? Nu vedeți că credeți vrăjeli? Și astea sunt atacurile cu care noi ne confruntăm în fiecare zi. Fie de la neprietenoși, fie de la bagiocoritori, fie de la atei, fie de la îndoieli, și fie de la rațiunea mea și de la rațiunea noastră. Zile trecute meditam la întârzierile Domnului. Și bineînțeles am ajuns la 2 Petru 3:9. Și la 2 Petru 3:4. Unde este făgăduința venirii Lui? Și mintea a început să mă ispitească. Ispita nu-i păcat. Mintea a început să mă ispitească și să-mi spună din nou, mă, dar dacă totuși nu mai vine? Tu observi ce se întâmplă, lumea asta este scăpată de sub control. Dar dacă totuși nu mai vine? Nu mai vine. Și atunci am spus minții mele, zic, fii atent, eu sunt obișnuită cu atacurile astea. Eu am ales să cred nu ceea ce îmi spui tu, ci am ales să cred ceea ce îmi spune El. Asta este alegerea pe care am făcut-o în urmă cu 40 de ani. Am ales nu să cred ceea ce îmi spune mintea și televizorul și radioul și analiștii politici și economici. Că vine al doilea val de recesiune. Am ales să cred ceea ce spune Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îmi spune, voi veni. Mintea mea și bagiocoritorului s-ar putea să spună, bă, nici o șansă. Însă eu am ales să cred cuvântul, nu ispitele și atacurile asupra minții mele și asupra minții tale. Citeam un comentariu făcut de Josh McDowell. Asta este un mare apologet american. A scris multe cărți. Asta am citit săptămâna trecută și spunea așa McDowell. Deci cel mai mare pericol al lumii moderne, creștine, este internetul. Internetul. De ce? Pentru că spunea el la o mare conferință, unde el a conferit acolo și a vorbit și a predicat, a spus pentru că pe internet apar milioane de informații. Tinerii, zice, sunt realmente agățați și lipiți de internet. Și navighează și sunt atacați de toate aceste informații. Și zice, nici nu mai știi ce să crezi. Nici nu mai știi în cine să crezi. Ești atacat. Dacă n-ai o bază biblică, pici precum o muscă când ai cu ea, după ea cu șpreia. Și spune, internetul este cel mai mare pericol. Eu nu știu dacă internetul e cel mai mare pericol.
Însă știi ce cred că este cel mai mare pericol? Să te iei după ce spune mintea, sau să te iei după ce spun bajocoritorii, să te iei după ce spune Radio Șanț, să te iei după ce spun vecinii, să te iei după ceea ce ți se pare ție că gândesc alții despre tine, să te iei după stricta ta rațiune umană și să nu te iei după cuvântul lui Dumnezeu, este cel mai mare pericol și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Am hotărât și am ales să cred tot cuvântul. Și am hotărât și am ales să cred că Iisus Hristos vine așa cum El ne-a promis în Scriptură. E adevărat că alții nu se pregătesc absolut deloc pentru venirea lui Iisus. Este adevărat că unii dintre noi avem impresia că Iisus Hristos a întârziat prea mult și începem să obosim. Însă să vă spun care este a treia atitudine. Alții se pregătesc pentru revenirea lui Iisus Hristos. Și știți ce spune Apostolul tot în același text un lucru uimitor? Zice, deci, spune el, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Și noi vedem că au început să se strice în planeta. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi cu mare de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Și auziți? Cum trebuie să trăim? Noi care am hotărât să credem nu minciunile, nu atacurile, ci am hotărât să credem cuvântul. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și ce înseamnă fără prihană? Fără păcat. Pentru că toate aceste lucruri o să se întâmple, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, auziți cum trăiesc oamenii care îl așteaptă pe Iisus. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără păcat, fără vină și în pace. Apropo, ai făcut pace cu nevastă ta. Ai făcut pace cu soțul? Ai făcut pace cu pastorul? Ai făcut pace cu diaconul? Ai făcut pace cu sora? Ai făcut pace cu fratele? Pentru că vine Domnul. El a întârziat. Dar fii atent, n-a întârziat. Doar mi se pare nouă că a întârziat. Vine Domnul. Fă pace. Fă pace cu Dumnezeu. Fă pace cu tine și fă pace cu cei de lângă tine. Fii fără păcat. Luptă împotriva păcatului. Fi fără vină. Fii în pace. Că vine Domnul. Amin. Doamne, știm că vei veni. E adevărat că omenește mi se pare că ai întârziat. Mi se pare că ai întârziat chiar foarte mult. Însă în același timp ne aducem aminte că la tine 1000 de ani sunt ca o zi. Și o zi ca o oră. La Lazar ai întârziat 4 zile. Poate că întârzierea ta este 4000 de ani, nu știu. Însă știu doar atât că vei veni. Pentru că însă nu știm exact când vei veni, însă ajută-mă și ajută-ne să trăim în așa fel. Încât ai venit încât vii în momentul acesta. Să trăim în așa fel încât să fim pregătiți că vii în următoarele minute. Ajută-mă și ajută-ne. Doamne, mulțumesc însă că Tu trăiești după un program divin. Și noi ne încredem în cuvântul Tău, nu ne încredem în gândurile noastre și nici în bajocurile bajocoritorilor. Te rugăm, ajută-ne să rămânem în cuvântul Tău. Te rugăm, ajută-ne să nu intrăm în depresie atunci când ni se pare că întârzi. Și știu că întotdeauna când ni se pare că întârzi sau întârzi, Tu vei face pentru noi un miracol mai mare. Așteptăm, Doamne, miracole mult mai mari în viața noastră. În familia noastră. În biserica Ta aici, în România, în Olanda, în Franța, în Europa și în lumea întreagă. Doamne, așteptăm să răspunzi rugăciunilor noastre. Așteptăm să ne pocăiești pe toți. Așteptăm să mântuiești cartierul. Și așteptăm să pocăiești copiii noștri. În numele Lui Iisus Hristos, Tatăl, își cerem toate acestea. Spre slava numelui Tău.
Aleluia! Amin! Și așa să rămânem în rugăciune toți, încă câteva secunde. În această rugăciune comună, te rog să-ți pui întrebarea aceasta. Oare chiar s-a pregătit? Iisus a întârziat. Înseamnă că a întârziat și de dragul meu. Dar eu nu vreau să întârzi la chemarea pe care tu mi-o faci. Fie atent că vine Domnul, chiar dacă mi se pare că a întârziat foarte mult. Ești mântuit? Ești mântuită? Sunt aici copiii pocăiților atât de nemântuiți. Primește-L pe Iisus în inima ta și pocăiește-te acum. Sunt aici baptiști și pentecostali foarte nepocăiți. Pocăiește-te acum. Că vine Domnul. Însă dacă în aceste momente ești în depresie, te-ai rugat și Domnul a întârziat să răspundă rugăciunii tale, fii cu nădejde. Domnul îți va da miracolul de care ai nevoie, dar mult mai mare. Pentru că El cunoaște nevoia ta mult mai mare din viața ta și de aceea îți va răspunde după puterea tăriei Lui. În numele Lui Iisus Hristos. Așa să rămânem în rugăciune cu toții. Dacă vrei în acest moment să treci de partea lui Iisus, adică să-L faci pe El Domnul vieții tale, dacă vrei în acest moment să intri în legământul vieții veșnice cu El, dacă vrei să te pocăiești cu adevărat, ai ocazia aceasta. Eu aș vrea să mă rog pentru tine. Nu știu când o să mai vii aici, nu știu dacă o să mai vii aici, vreodată. Știu însă că Dumnezeu te-a adus aici să auzi mesajul acesta. Că El lucrează după un calendar și un program divin. Și în programul acesta divin, tu în această dimineață ai fost chemat aici de El. Să auzi predica asta, ca să te poți pocăi. Să faci schimbările acelea radicale în viața ta. Și Dumnezeu te-a chemat aici ca să te încurajeze. Că ceea ce e mort, El aduce la viață. El face miracolul acesta. Doar El nu poate face. Treci de partea Lui. Și dacă vrei să treci de partea Lui și dacă vrei să-ți dai viața Lui și dacă vrei să începi pregătirea pentru întâlnirea cu El acum, te rog, ridică o mână sus. Este între tine și Dumnezeu. Aleluia. Doamne, slavă Ție! Tu ai văzut toate mâinile care s-au ridicat. Este șansa Ta pe care ai dat-o acestor bărbați și femei. Peste toți cei ce au ridicat o mână, Iisuse, chemăm acum curățirea sângele Tău. Iar pe spală, ridică și înviază, Doamne. Și dă putere și dă viață. Spre slava numele Tău. La despărțire acum, mergi cu noi. Și ajută-ne să ne bazăm total în promisiunea cuvântului Tău. Spre slava numele Tău. Aleluia. Amin.